Domnul primar se scuză, are o problemă și în concediu și plecat. Deci, vă va sublini domnul viceprimar. Înainte de a începe și a intra în ordine de zi, s-a expirat mandatul președintelui domnului Ieremia. Pentru care vă rog să veniți cu propuneri pentru următoarele 3 luni de numirea președintelui și președintelor Consiliului Local. Cine a fost? Domnul Voihe, a fost pe domnul Lazar Ionian, că așa nu este vice și este considerat principal. Și ca să nu și iasă de mână, îl propun pe regulile de mai are cineva? Nu. Doamna Bărbat? Nu, nu. Dacă e de acord. Sunt de acord cu toată lumea. Așa. Cine e pentru domnul consilier Lazar? Toată lumea. Ce-a propus? Trebuia să te abții. Nu mai vreau așa. Exact. Are cuvântul domnul viceprimar. Consilier, principal. În ziua mea zi, la ședința ordinară din 31 octombrie 2022. Pentru început să punem la vot procesul verbal din data de 14.7.2022. Cine este pentru? Împotriva, cine? Mulțumim. Din cauza că, înainte să dau o citire ordine de zi, trebuie să vă anunț că, din cauza concediilor care se întâmplă, proiectul numărul 2, vom fi nevoie să scoatem de ordinea de astăzi, pentru că mai dat în faci pe data de 8 a septembrie 2022. Nu neapărat concediilor de la instanță, ne-a solicitat, că nu este așa instanța în ziua de azi, adică ele aveau lista cu consilierii validați și care sunt în funcție. Și ne-a cerut că a zis că locurile 2, 3 și 4, de ce nu sunt propuse? Îi pot fi propuse dacă ei sunt de așa. Și ne-am dus cu locul 5. Și atunci ne-au cerut, da, ne-au cerut explicații cu ce sunt. Și eu trebuie să spunem că ați validat 4 consilieri. Unul a încetat mandatul, urmează numărul 5. Și a amânat cauza pe 8 anul. Atunci suntem nevoie să scoate după ordine de zi. Deci rămâne septem. Cu următoarea ordine. Ordinea de ședință următorul. Cu un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator domnul primar Silviu Tinei. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local domnului Diaconu Santu în cadrul Consiliului Local al Comunei Bravoi, inițiator primar Silviu Tinei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bravoi, județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu. 4. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și modificării hotărârii Consiliului Local al Comunei Bravoi, numărul 14/19 aprilie 2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Bravoi în domeniul privat al Comunei Bravoi al unor imobile. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării pe raza Batei Bravoi a unui traseu de fibră optică aparținând SECE Next Gen Communication SRL în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în Comuna Bravoi, județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu. 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AJVPS Bacău, gestionat de fondul cinegetic numărul 48 Borsești și Consiliul Local al Comunei Bravoi, inițiator primar Silviu Tinei. 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii a unui număr de 41 de loturi, teren, curți, construcții, aparținând domeniului privat al Comunei Bravoi, județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii la unui teren curs construcții de cu suprafață de 1844 metri pătrați, având număr cadastral 69.948, aparținând domeniul privat al comunei Gravești, de Bacău, organizator primar primei Sibiu. 8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzarea unor bunuri scoase din funcțiune, aparținând patrimoniul privat al comunei Gravești, inițiator primar primei Sibiu. Și 9. Interpelări, petiții diverse. Supunem la vot ordinea proiectului ordine de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Trecem la data. Primele două proiecte deja s-au discutat despre ele. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gravei, de sub acolo, inițiator primar și neînțelegător. După cum știți, din ședința anterioară s-a modificat programa. Așadar, se propune actualizarea regulamentului organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gravei. Deci după fiecare modificare a organigramei și a statutului de funcție, deci trebuie reînnoit ROF, regulament de organizare și funcționare. Și s-a făcut ROF pentru fiecare compartiment, birou, în parte. Îmi scrie la cuvânt? Cum a fost pentru numărul? Cine este pentru? Vă să-i conținez asta. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local al Comunei Gravei numărul 42 din 18 aprilie 2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Gravei în domeniul privat al Comunei Gravei a unor imobile. Deci, parcă este vorba de școli, nu? Da, deci la dat hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a celor 3 clădiri, Păltinata, Capăta și Oile. Așa, da. În hotărârea de Consiliu trebuia prevăzut un subpunct în care se spune că se trece, deci, din domeniul de utilitate publică în privat. Și am fost atenționați de către instituția prefectului referitor la chestia asta. Și se adaugă exact bucățica aia acum. Înscrie la punct. Supun la proiectul numărul 10, este pentru. Împotrivă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării de terasa Oatei Curacoia în trasă de fibră optică aparținând SECE Next Gen Communications SRL în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în Comuna Curacoia, județul Bacău. Este vorba despre o firmă care își vor să... Sunt așa de activitate, ce dați așa mâine. Exact, în satul din... Sunt din Capta și Dumbrava, dacă Dumbrava și Temelia, doar. Și au nevoie de o hotărâre a Consiliului Local. Da, da, dar lumea e nemulțumită pentru mie mii faptul că nu vin prin poștă, nu știu, te ducă cu mesajul pe telefon, să duc la un pic. Deocamdată ei n-au încheiat... A ce firma asta? Legea, Nexiu. Cum să zic? Își fac seara de compartea de autorizare. Deci ei sunt în stadiu de certificat de urbanism. Da. Urma să obțină vizele și să autorizeze. La autorizații bănuiesc că n-au specialiști în domeniu, ei n-au știut că o să le trebuiască un drept de servitute și uz pentru terenul. Odată pentru terenul care aparține Consiliului Județean, deci mă refer la drumul județean, la altă în partea primăriei, a comunii pentru drumurile sătășene. Da. Așa, și atunci ei au venit cu solicitarea să le dăm uz. Le dăm. Asta cu partea de plată și asta, tot așa, da, avem, politar, da. Rămâne de văzut ce... Ce-a scris acum? Domnul Irmia. Sunt de părere că e binevenită chestia aceasta, pentru că noi până acum avem doar pe cei de la Digi și dacă mai vine încă un client pe piață, atunci avem de unde să alege. Prețurile vor fi cât mai jos, pentru că mai există competiție. Prețuri concurențiere. Da. Ați scris la punct?
Să-i strep și mi-a propus contract de 2 ani de zile ai un dat. Este 2 ani, nu poate să fac pauză. Nu mai explicați, 4 zile. Da, dar plătești abonamentul în fiecare lună. Păi depinde cum am plătit contractul. Păi așa e, contractul. Dacă nu citim contractul... Păi le citim, dar n-ai să faci. Minim 2 ani. Da, m-am schimbat bine, că ai probleme. Pentru că ei ar trebui să cumpere un agricol reziliere de comun acord cu toate contractele de genul ăsta să fac chestiile astea, deci de comun acord. Păi noi le dăm asta. Dacă ăla nu, ăla, ăla nu, își ia cadra fostului și pleacă sau completează contractul cu ce? Ei nu-ți devină, noi suntem devină, doar noi suntem cererea, el îi oferă. Dar se poate rezilia contractul. Dacă nu e de telefon, aparatorul la ei, se poate rezilia mai degrabă. Când ai telefon sau aparatorul la ei, ești obligat prin contract de 24 luni. Dar restul poți rezilia. La început, poate, cu primii 14 zile, imediat. Dar după aia, e scris în contract. Dacă nu-ți convine. Da, domnul, ești mai tare. Supun albă proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, obțineți? 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AJFPS Bacău, gestionarul fondului cinegei numărul 4820 și Consiliul Local Comunei Duravlăie, inițiatorul domnul primar Sergiu Cinei. Ne-a trimis la începutul lunii iulie. Dar nu cred că a fost o urgență așa de mare pentru noi. E o chestie care, într-adevăr, noi trebuie să le permitem anumite facilități, anumite lucruri care, oricum, le facem, că sunt în lege. Și cam asta. Este la multe explicații multe. Cum vă ieși? Explicații. Spun la vot proiectul de hotărâre numărul 5. Cine este pentru? Împotriva ție. 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea pe licitație publică în condițiile legii a unui număr de 41 de loturi de lemn curți construcții aparținând domeniul privat al Comunei Duravlăie, județul Bacău, inițiatorul primar Sergiu Cinei. Este vorba de cele 41 de loturi de la Rotunda care vor intra în licitație publică. Deja am mai votat și în ședințe trecute. Îți scrie la cuvânt? Nu, nu, nu. Erau 42, dar sunt 42, dar nu putem, pentru că are o formă dubioasă. Și în momentul în care terminăm cu electrocentrale pentru turnul ăla de încercare, atunci vom face în așa fel încât să poată omul să construiască bănuielul ăla salariu. Și atunci am scos la licitație și am făcut pentru caiete de sarcini evaluări, 41 exact care se încadrează pentru construcție. Și de asta sunt 41. 50 sunt preconizate, dar nu. Scrie la un loc. Să pune la loc. Cine este pentru? Împotrivă, ține. 7 proiecte de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii a unui teren cu curți construcții cu suprafață de 1844 metri pătrați, având număr cadastral 61.948, aparținând domeniul privat al Comunei Duravlăie, județul Bacău, inițiator domnul primar Sergiu Cinei. Este vorba. Este vorba. Astea sunt, cum să zic, sunt hotărâri pe care noi trebuie să le dăm că asta e, dar de discutat s-a discutat. S-au făcut caietele de sarcini, s-au făcut evaluări, se organizează licitația conform legii, cine îi dă mai mult, să știți cine câștigă. Da, asta sunt venit și la cumpărarea caselor cu pirotunde, așa am văzut un reportaj acum, ați văzut, nu? Da. Toate casele abandonate, doar 5 sau 6. Da. Dar ce contează? Noi am încasat o bani. Asta contează, că am încasat. Trebuie să dăm abandonul. Și știi ce? Că noi ne absolvă, deci pentru cei benefici, ne absolvă de la controlul de conturi și alte, așa, care
Deci s-au putea dat și spune numai. Păi de ce treaba? Este particular, la revedere, construiește, nu construiește, o dărâmă, treaba nu-i facă. A să facă muzeul satului. Poți să facă și muzeul. Holocaustul, că tot am fost acolo. Nu scrie? Îmi scrie la vânt. Cine este pentru? Votez la abține. O proiect de hotărâre privind valorificarea prin zarea unor bunuri clase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al comunei Dragoi. Inițiatorul s-a desemat în timpul ei. Mai avem încă o mașină. Ca să cântăm bine. Vorba despre scuola care nu a avut incident. Mersi, nu știu, o eu la nu pot. Nici nu. Dar v-ați spune ce ne-am luat? O să se duci așa, omul. Voi iau vasul pe omul la rama? Păi trebuie să luați dumneavoastră, luați pe cineva, pe omul faceți. Provocare, să zici. Mică că mare. Îți scrie la cuvânt? Nu. Cine este pentru? Împotriva, țineți? Asta e cu mare pică, nu? Da. Văd bâlta, e bâlta. Da, de asta așa că e chiar ultim. De tână, poziții diverse. Domnul Gaman. Trebuie acolo pe înfăpurile astea, chiar și pe Uțăra nu știu ce la urmă, au fundat șansele alea cu nisip, balastru, un pic de spungat și o mașină, două, un pinsul, stau cu niște focuri și dânduri. Și lumina, și lumina pe televizor, dar ce se întâmplă? Da. Merge 10 minute în spetele să stingi o noapte, merge, da? Ce am dat la cantinată? Păi aceea jeția de din cauza, că eu omul să mișc cum se mișcă. Nu am cum să schimb. Nu se mai este ce se întâmplă. Episensi, ce mai este? Episensi, nu e de lumina pentru cara. Nu, este ceva. Episensi, ce mai este? Nu, este ceva. Episensi, ce mai este? Episensi, ce mai este? Mai trebuie luat. 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 Mai trebuie luat
care vine la motocicletă, și vine un primar, să duc un tub, să-l pun în femeie de acolo, de acolo să-l pun la apă. Se ducea pe drept în prâu, ăla și până la întâlnit acolo și până la fost la bani. E jur pe 500 de metri de litru în pânia de acolo. Acum, dacă nu ești care noaptea să fac cu sapa, duc un bucat la bani, tot te strâgea. Până la pădă la banii de la tăbune, strâgea tot drumul. Da. Domnul Iacu. Să pun un tub acolo la școală, cu o postă, o postă lua, și acum ați văzut și eu. Deci, trebuie să treci așa dintre ei. Cine ați alege pe planea? Ea sau ce? Ei, ea sau ce? Nu, sau ce nu este despre lui? Acolo e corect, acolo este cu școală, școliță, la șamie, acolo spre ea apa. Măi, ați făcut drumul. Cât ai trebuit să împrunți, ați făcut drumul la rotunda, l-ați făcut foarte bine. Dar de ce nu faceți și drumul de la din Bacna până la Islas? E drumul către Pășune. Și drumul de acolo, dacă faceți, se leagă către Pășune, dacă știu eu bine. Islasul, groapa Dadorului și la 5%. Da, dar au mai fost întreținut, erau. Cred că am fost să intervenim pe el, sunt de fel. Păi, dar de fel. Vreau să-l după acolo. Degeaba, tu erai copil acolo, era părău mare, era care vinea, era șansul mare pe care plăcea, acum o să o nivelat. Acolo trebuie dat pantru și băgată niște piatră. Băgată piatră până sus, băgată piatră până la ciorap. Și atunci îi băgat toate cele trei pășuni de acolo. Drumul ăla e cel mai populat de toate drumurile care duc din Roma, Vorabăie, la Pășuni și la alte mele. E cel mai populat. Deci se folosește trei sate. Dacă vreți să luați piatră, luați de la Benica. Nu vă duceți mâna pe rău, iată, și iese drum și eviți 3 km. Deci, după kilometru, deja e vine Bogu cu balastul. Dacă vreți, merg eu acolo. Deci, dacă vă hotărâți, și-o merg până acolo și... Vă sunt trasul de unul doar și compartimentul. Am la Bogu. Condic. Stau. Condic. Semnăm cu un lucru. Vreți să spun ceva? Nu, nu, nu. Mulțumesc. Auzi? Ca să bagă o stradă de la Hotoșești. De fel. Doamne, să... Nu. Deci, hai să spun o chestie, dar deci, este ultima dată când va fi mandatul ăsta, când mai propun ceva. Și vă spun, adică să mă luați în serios, este ultima dată când mai propun ceva. Că dacă, când am propus ceva, vă spun, am ajuns penal. Și o să cer, să vă dea la observare, să domnul primar, să vedeți și cu asta. Deci eu la ora actuală asta, eu sunt penal. Nici. Da. Păi pentru cum ați dat în judecată. Primărie. Te rog. Deci la mine nu mai întrebați cum mai am de propus ceva. Că cine propune ceva, ajungi penal, vă să vă spun. Și când după 10 ani, acum, în august, 10 ani. Pe ce speță? Potim? Pe ce speță? Pe ce speță? Pe că am propus atunci să înființat DPP-ul. Așa. S-a înființat DPP-ul și acum să înfrenau, dau o explicație la procuror și la poliție. Deci o propunere de 5-6 consilieri, am înființat DPP-ul. Așa. Da. Cum pot ca el pentru apă și mai departe? Care l-a desfințat domnul primar, știe el cum, nu știu, și asta vreau să fost. Fostul primar, domnul primar, care a fost. Care nici acum nu știu cum l-a desfințat, legal sau nelegal. A înființat altă societate care era așa, cu același cod ca el, este cu același cod ca el, cu apă, cu nu știu ce, așa mai departe. Pe care și de asta am închis-o. Și acum s-a înființat serviciul. Serviciul care urmează exact același cod ca el. Dar numai că serviciul nu mai este societate, este birou. Dar ceea ce am propus eu, exact aceeași activitate. Păi și ce legăm doar ale penală? Deci, ca... Păi dar sunt dat în penal. Am proces. Da, pe ce e articolul? Am propus. Deci Barbu era ședință, era președinte de ședință, da. Și eu și consilierii PSD am propus să înființăm. Nu înțeles, domnul, da. Antoche, dar ce, nu înțeleg în ce articol din codul penal, pe ce? Nu știu, văd acum în septembrie. Asta e, pe ce v-a dat? Văd acum în septembrie. Deci eu deja m-am avut în deci ce ați încălcat și articol din...
penal ați încălcat. Domnul secretar, nu știu. Păi de asta zic. Dar să nu penală. Deci, vă rog. Dar n-ați fost întrebați acolo. Păi nu, dar o să-mi dea, nu am o termină. Deci acum suntem în cercetări, cu o dată de două ori de... Și vedeți la ce, la ce, adică... Ce... Domnul secretar. Dar ce te vă dată în judecată, domnule? Dar nu-i, numai asta bănuiesc că nu-i dată în judecată. Asta bănuiesc că e numai partea asta de cercetare. Plângere penală. Plângere penală. Plângere penală. Plângere penală, e plângere. Da. Cine, la plângere a fost audiat Oborici, a fost audiat Vasiliu, a fost audiat Bartov, a fost Antochi, și nu știu, mai sunt doi pe care nu-i găsești. Nu știu, sau nu, i-a chemat. Îmi pare rău că n-a dat la poliția în viața mea, n-a dat la procuratura în viața mea, dar acolo asta patru. Nici eu n-am fost, adică n-am ajuns în primărie, ce știți, cu rotund am fost. Deci... Așa că asta e, asta e, e riscul de a fi consilier, de a fi angajat, dar nu, nu văd, dar asta cine știe ce? Dar nu vorbesc prostii. Da, am înțeles, nu, dar... Deci nu vorbesc prostii, mi-am pierdut timpul, am lăsat 4 ori acolo ca să mă tragă fiecare din nu știu ce, pentru că eram criminalul. Asta m-a făcut tot o bărere, nu-i nu a făcut totul Valeriu Mihalcea plânge. Nu știu, eu nu, doamnă, eu până la ce nu vorbesc. Eu bănuiesc că e altceva, deci din proces s-a cerut pentru că domnul Hoborici știți cum lucra. Dar chiar nu mă interesează. O fofila când cu tine, când cu mine, când cu ăla, făcea niște scrisori. De te durea capul să te ia 70 de cap, o avut majoritatea, nu tineretul, dar știți ce hârtei făcea. Și până la urmă, na, trage și pe alții după el. Deci eu sunt pentru că v-am propus, am înțeles, bine. Eu sunt la acum așa, pe cine s-o angajat? Deci nu ai voie să propui, dar cum s-o angajat? Nu, eu asta, de asta am întrebat, în ce articol încadrat din codul penal? Nu știu, fals, sus de fals. Ce, nu, că înființarea de societăți nu există. Declarații falsă. Ăstea s-a dat de la pitări, alte, niște cum înființă, cum să spună, propunere și înființă. M-a întrebat de acum 10 ani, dar acum știi de acum 10 ani, pe discuția când s-a înființat de pe PO, deci când s-a înființat de pe PO, de ce Grigore Florin, consilierul, cum a pus ca să fie urma două luni? Discuția nu poți trece în ședință. A fost, da. Chiar v-am propus, lăsăm 3 luni sau nu știu. Așa, păi, în 3 luni... Profesorul îți vedem descurs de aia, cu aia și îți face definit. Deci, era cu verbal, era, când era scris, apoi nu trebuia și 3 luni. Era una a spus și am votat în ședință și una s-a scris în procesul verbal. Deci acolo era Grigore Florin. De ce Grigore Florin a spus că societatea să meargă 2 luni sau 3 luni? Nu, în 3 luni abia faci hârtiri și să mai... acolo, ca să-i dai de la o societate. Da, în sfârșit. Vom vede. Așa că... Oricum, vreau să aflu dacă DPP-ul cum s-a închis, deci cum s-a închis, cum s-a radiat din Registrul Comerțului, deoarece DPP-ul avea datorii. Deci avea datorii, nu avea datorii la stat, dar avea datorii terți. Avea salarii plătite, plătisere la vremea aia toate datoriile la stat, urma să plătească salariile la muncitori. Cei 6 care erau acolo. Răspunsul meu nu poate da decât tot acest domn Hoborici cu fostul primar. Bănesc o hotărâre de Consiliu, cred că a fost chiar. Asta s-ar putea să știe Silviu, pentru că domnul primar, scuze, domnul primar, că el era secretar în perioada, deci după ce pleca Hoborici. Știți că Hoborici a stat o perioadă foarte scurtă după ce a intrat în al doilea mandat domnul Mihalcea și pe urmă a intrat... Eu știu că o societate până când nu are balanța pe zero, nu pot să închide la Registrul Comerțului. Nu pot să vă dau detalii și am fost amestecat în parte de juridic. N-am văzut din banca mea și nu știu. Dacă și eu n-am văzut din banca mea și uite că... Acolo nici eu nu pot să știu ceva peste câțiva. Da, eu v-am înțeles. Când vine domn primar, o să veniți, discutăm și o să vedeți că trebuie să fie undeva, trebuie să fie o hotărâre, că nu a putut să o, să o desființeze. Înființarea pe hotărâri din Consiliu precedă desființarea tot într-o hotărâre de Consiliu, nu primarul face ce vrea. Că ea era sub ordinea Consiliului Local, nu? Da, da. Deci atunci...
Deci trebuie să existe o hotărâre de Consiliu Local. Da, deci noi am făcut o propunere pe asta, pe care s-a continuat de două ori, deci și cu următoarea societate, și cu serviciul care este, deci care nu are același tot pe el, așa, dar nu sunt judecată. Vine și rândul acela. Așteptăm. Hai să rândăm, așteptăm. Am vorbit în sensul până acum. Unde mi-a zis, de tot stagem urmă. Așa. Deci n-am vrut să o spun, dar undeva m-ar... Domnul Băsnei? Vreau să o aflu până la sfârșit. Domnul Delegă? Da, după 10 ani de zile... Scrie din altele să vă hai să fie serioș. Doamne, închideți panorama aia, vă rog, din suflet. Nu, da. Declarat de ședință.